Treia ediție a taberii, sunteți ca un rector. Rector de Academie de Acuarelă. Cum vă simțiți? Da, mă onorează acest epitet al dumneavoastră, dar să revenim exact la subiectul celei de-a treia tabere. Alături de Fundația Mircea Titus Romanescu, Comuna Tarcău, prin Consiliul Local, nu este decât organizatorul acestui eveniment. Eu tocmai asta mă gândeam. După organizatorul este în partea de jos al piramidei, nici de cum în partea de sus, ca un senat sau ca un rector. Deci este baza, este la baza acestui eveniment în ceea ce privește construcția artistică și încet, încet construcția pe verticală se datorează doar artiștilor pe care încercăm să-i aducem și să le insuflăm acest spirit al locului. Spiritul locului care este profund marcat de existența pe acestui meleagur al Iuliei Hălăucescu. Da, am vorbit despre doamna Hălăucescu înainte cu Mircea, dar la altceva mă refeream când ziceam rector. Ați trecut, se pare mie, și n-aveați încotro, dincolo de poziția de organizator, pentru că, iată, avem un atelier deschis, stați de câteva zile și veți mai sta câteva zile cu artiștii, îi vedeți cum lucrează, deci vă prinde arta, vă absorbe. Și în partea asta altă, dincolo de strict organizator, în partea de creație. Da. Vă implică vrând nevrând. Arta este un drog. Păi, poate v-am mai spus și artiștii. Și artiștii care au venit ne-au insuflat încet, încet și pasiunea pentru a deveni din simplu spectator și chibiț. Chibiț de artă. Da? Ca și în teatru, ca și în film, încercăm să ne implicăm și în fenomenul artistic, atât cât ne permite nivelul de cultură, de educație, de trăirile pe care le avem în momentele în care arta se produce în jurul nostru. Este un moment fantastic. Vedeți? La asta mă refeream când spuneam. Aveți și poziția aia de organizator, dar deja ați intrat în sub pielea artei, în artă, vrând nevrând. Dar această mutație a locației în comună, de la centru acum, iată, la Straja și poate anul viitor în altă parte, mi se pare interesantă pentru, apropo de spiritul locului, că se lărgește în felul ăsta. E în alt loc, altă poziție, altă lumină, altă ofertă imagistică. Da. Încercăm în fiecare an nu neapărat să schimbăm ceva, ci să inovăm, să facem experimente noi. Anul acesta, de exemplu, sunt extrem de fericit că am reușit să aduc împreună cu Fundația Mircea Titus Romanescu, cu Liliana Special, care este director executiv și noi ca organizatori ținem direct legătura în tot ceea ce înseamnă toate activitățile evenimentului, de la a contacta artiștii până la programa, a le oferi condițiile necesare, inclusiv documentarea la fața locului, am reușit să aducem un grup de artiști prieteni, care se cunosc de mult.
Se cunosc, interacționează între ei și pentru prima dată vedeți în jurul nostru acest atelier deschis colectiv. Ei lucrează și individual. Da. Așa că ceea ce a spus dumneavoastră, chibițul ăsta de artă... La vedere. La vedere. Lucrează, da. La vedere. Da. Și atunci automat te implică. Da. Lucrul la vedere mă atrage în mod direct. Deci da, este o atracție fantastică. Exact ca artistul de stradă pe lângă care treci, da. Și vrând nevând te oprești. Ce faci? Autoportretul, portretul, sufletești participi. Da, și sufletești participi la creația artistică. Da, asta e. Încet, încet îi mulțumesc și lui Mircea și lui Liana Romanescu. După 2 ani de zile în care lucram împreună, mi-au insuflat mult mai mult din a mă implica emoțional. În, nu numai strict administrativ și... Păi, tocmai asta ziceam, ați trecut dincolo de poveste. Da, dar până la nivelul unui rector mai e mult. Haideți să spunem un amărât conferențiar, așa, să trecem de la un șef de lucrări la un conferențiar. Dacă toți suntem în mediul academic. Dar spuneți-mi, nu știu dacă în județul Neamț mai există o asemenea activitate cu o asemenea tradiție într-o comună cu specific anume, tot artistică, poate să fie și altă artă. În orașe, da, se întâmplă, dar la nivel comunal nu știu dacă există. Probabil că se pot întâmpla evenimente artistice. Nu, da, să aibă continuitate. La continuitate... Susținute. Da, la continuitate, chiar dacă sunt probabil că... Nu sărbătorile alea care se fac, sărbătoarea X sau comune X, Y. Da. Nu știu, nu am auzit, probabil că există, nu vreau să fac afirmații pe care nu le pot demonstra sau fundamenta. Ar fi bine să existe. Îmi doresc să existe și fiecare... Ați lansat o provocare, da, este o provocare. Este o provocare, mai ales pentru acele localități care au în istoria lor personaje sau evenimente care le pot lega de orice manifestare culturală. Îi rog pe toți colegii mei din administrație să o facă. La Tarcău începuturile au fost, știți foarte bine, au fost alături de noi, au fost firave, au fost timide. Asta urma dar, să vă întreb, cum e receptată în interiorul primarii, iată, 3 ediții? Da, foarte bine. Să știți că avem un feedback fantastic, inclusiv de la cei care ne urmăresc. Acest simpozion anul trecut, mai ales pe timp de pandemie, când nu am putut să facem contact față în față cu iubitorii de artă din comuna Tarcău, l-am făcut online. E, online-ul ăsta a fost un mare câștig. Și asta discutam și cu artistul profesor Javinski, aici de față. A fost un mare câștig și cu Cornelu Drăgan Târgoviște și el mi-a spus. Anul trecut a fost un mare câștig, am dus arta în online. În online, unde iubitorul de artă, el singur cu dispozitivul electronic, are șansa să analizeze, să citească, să se informeze. Da. Într-adevăr, el va face doar pe suprafață. El va fi după aceea impulsul mult mai puternic să vină. Corect. Realitatea artistică. Da. Este virtualitatea artistică, asta e realitatea. Da. Și am avut aprecieri fantastice că anul trecut, în condițiile acelea grele, am reușit să facem ediția a doua a simpozionului de acuarelă și mediatizarea și întreg procesul a fost difuzat online și cu ajutorul prietenilor noștri din media, pe care îi dorim aproape și la viitoarele evenimente. Eu vă urez succes mai departe. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc artiștilor care au fost alături de noi și sperăm că la expoziția finală să avem cu toții acea satisfacție a lucrului bine făcut. Am înțeles de la Mircea că are intenții pe anul viitor. Avem, aș putea să le... Pe toate... Da, aș putea să fac o știre de media în premieră acum cu un an de zile înainte sau cu un an și ceva de zile.
Anul viitor, la ediția a patra, era programat pentru anul acesta, însă condițiile după an de pandemie, anul acesta este un an de sărăcie, nu trebuie să ne ascundem după degete, efectele pandemiei au avut conotații negative asupra bugetelor și economiei în general. Sperăm că lucrurile o să meargă bine. Anul viitor vrem să organizăm o expoziție la Muzeul de Artă din Piatra Neamț cu operele acestor 3 ani și cu celor care vor fi în anul 4. Iar pentru anul 5, este încă o premieră, albumul de 5 ani al tuturor operelor realizate în cadrul festivalului simpozionului Iurea Hlăucescu. Și întâlnire, cel puțin între coperți, a tuturor artiștilor care au fost aici. Și evident dedicată doamnei Iurea. Bineînțeles, nu va lipsi din acest album leitmotivul și ideea de bază a brandului pe care la Tarcău vreau și doresc și împreună cu dumneavoastră, cu artiștii și cu media să îl permanentizăm. O să vă aduc un film. Eu cred că e ultimul interviu și cu ea și cu Petronius, făcut la ea, ca să n-a terminat. Superb. O să invit chiar și un văr de-al dumneavoastră care mi-a Vasile Hlăucescu. O să vedem, mai sunt ce ne mai poate să ne mai relateze din viața de familie a Iuliei. Puțin, din ce în ce mai puțin rămași în viață, dar sperăm să realizăm. Bună ziua, domnule Corneliu Drăgan, Târgoviște. Deci nu trebuie să mai spun că sunteți în Târgoviște. Bine ați venit la Piatra Neamț. Mulțumesc foarte mult. Erați așteptat, deci admirat în lipsă la ediția anterioară, cu ecouri foarte bune. Ați trimis lucrările, ați avut bunăvoința asta, ceea ce a mulțumit publicul. Dar acum sunteți aici și avem ocazia să vorbim despre creația dumneavoastră și am avut noi înainte o discuție. Dacă există, mai există astăzi, în acuarelă, clișee. Adică lumea așa e obișnuită. Acuarelă ce înseamnă? De la școală, știi toată lumea. Că e peisaj, că e floare, că e copac. La dumneavoastră, nu. E clar, se vede. Sunt compoziții picturale, până la urmă, sigur realizate în tehnica acuarelei, dar compoziția trimite imediat la pictură. A existat o perioadă foarte lungă când noi nu prea am avut acuareliști sau dacă aveam acuareliști, erau oameni care făceau o schiță. Mergeau la peisaj. Pregătitor. Exact, ceva pregătitor, dar nu o lucrare de sine stătătoare și noi am zis că ar trebui să scoatem această cenușăreasă, să o dăm la lumină, pentru că totuși este necesită foarte multă tehnică. În primul rând, față de ulei, are o cu totul și cu totul altă abordare. Aici trebuie să lași spații libere, trebuie să lași albul să lucreze. Nu e ca la pictură unde poți să revii. Aici, dacă nu ai gândit bine de la început... Să ai mare siguranță. Exact. Dacă n-ai gândit-o bine la început, arunci hârtia. Nu se poate... Costurile mai mari. Apropo de aruncat hârtia, este acuarela o artă săracă? Nu. Și asta e un clișeu. Primul lucru,
este hârtia. Dacă hârtia nu este de calitate, adică să fie o hârtie de bumbac 100%, să nu fie tratată cu chimicale, da? În general, toate hârtiile obișnuite din celuloză intră un clor ca să le înălbească. În această hârtie nu intră clorul sau altceva, pentru că altfel în timp ar denatura hârtia. În afară de lucrul acesta, acuarelele trebuie să fie și ele de foarte bună calitate, pentru că altfel nu disipă. Dacă folosim vopsele de ouă, nu vom reuși să scoatem cine știe ce. Iar pensulele, care sunt și ele destul de scumpe și care se găsesc destul de greu, iar trebuie să fie de calitate. Deci, o artă prețioasă într-un anumit fel. Exact. Pentru că în alt fel, de aici am plecat, pe piață nu se recunoaște lucrul ăsta. Da, pentru că oamenii văd o coală de hârtie și nu-și dau seama ce hârtie este. Nu știu ce există în spatele ei. Dar noi zicem că încet, încet reușim să scoatem la... Bun, acum, sigur, România suferă cumplit de lipsă de educație vizuală. Da, eu zic că începem să o formăm. De rolul artistului, da, sigur, manager de artă mai rar, în fine, galerii, muzee care să facă o pregătire în sensul ăsta. Cred că pregătirea o facem mai mult noi și cei care vin și care sunt interesați în mod deosebit, pentru că altfel noi nu putem să facem publicitate. Doar cel interesat care vine, se interesează și atunci putem să-i dăm și informații și pentru cei care acum se apucă, trebuie să știe că trebuie să pornească cu ceva de calitate, că altfel nu vor putea scoate ceva bun. Haideți puțin să ne apropiem de câteva lucrări. În primul rând, ce avem aici pe masă, vă rog să-mi spuneți care sunt făcute aici. Toate sunt făcute aici. Tot? Da, da. Pentru că am venit, unele sunt niște imagini luate mai după drum, aceasta este undeva peste deal, lucrarea aceea este o căsuță undeva la capătul drumului, iar aceasta este la vreo 50 de metri de locul unde suntem noi acum. Dacă locuitorii de aici, sigur, ar vedea asta, n-ar recunoaște. Poate ar recunoaște, poate nu, că nu le văd așa. Deci cum vede artistul locul? Da. Decupajul din realitate. Noi nu încercăm să facem o fotografie. Evident că arta nu e fotografie. Încercăm să creăm și atunci vrei să arăți și un alt mod în care poate fi văzut o casă sau un peisaj sau ceva în genul acesta. Deci noi, practic, arătăm variante de a privi un lucru. Haideți puțin să ne uităm la acuarela aceasta, care are o mulțime de detalii. Cu ce viteză lucrați? Părerea mea este că acuarela e, cu cât o lucrezi mai repede, poate să aibă mai mult, să cânte mai bine. De ce? Pentru că acuarela are două caracteristici. Una este instinctuală și gestuală. Adică faptul că ea se desfășoară într-un timp scurt, atât cât apa își face de cap, are legile ei, exact, și atunci tu trebuie să vii și să adaugi destul de repede pentru ca ele să fuzioneze. Și în același timp să se simtă gestul. La mine, sau cel puțin mie îmi place, și atunci ea se desfășoară practic într-un timp, să-i zicem, relativ scurt. Cred că mai mult timp pierzi înainte, concepând subiectul, de multe ori, decât executarea lucrării ca ta. Da, ce spuneți? Nemții spun build effect. Ce spuneți dumneavoastră? Că ea trebuie să arunce un cârlig, să agațe privirea. Exact, ea trebuie să simte mai bine acuarela decât în sensul ăsta. O poveste. Noi asta creăm. Noi creăm povești. Noi pornim de la o realitate și
încercăm să-i creăm această povestire micuță. Cât putem, când reușim, lucrarea e reușită, se întâmplă să... Acum, la experiența noastră, nu mă mai gândesc la rateuri, să le spunem așa. Nu mai e cazul. Mai există, să știți. Încă mai există, pentru că sunt... Eu am foarte multe rateuri în momentul în care sună telefonul, spre exemplu. Da, și ești din stare. Da. Că noi facem practic... Pe de o parte, pe de altă parte, materialul e lăsat, părăsit și usuc. Și am acasă zeci de lucrări care sunt lăsate pe planșetă din cauza telefonului. Că a sunat telefonul și pe urmă am senzația că nu mai știu să le continui. Parcă dispare imaginea care o ai, da, exact. Și rămân acolo și câteodată rămân 6 luni, un an, și mă duc dimineața și zic, a, uite, asta îi trebuie. Și pui mâna și... Dar probabil trebuie să intri în aceeași stare ca atunci când ai lucrat-o. Da, explicați-mi, vă rog, cum mie și celor care or să vadă înregistrarea asta, cum ați folosit albul aici? Lumea crede că în acuarelă se și pune alb. Câteodată da, dar mai mult se folosește albul hârtie. Exact, folosim albul hârtie și la acuarelă, dacă nu ai conceput-o bine, pentru că se pornește invers față de ulei. Aproape am zice cum se pornește o icoană pe sticlă. Pornești cu prin planurile. Aici pornești cu tonuri deschise și vii cu tonurile închise la final. Dacă ai porni de prima dată cu ele foarte închise, s-ar putea să nu mai poți ieși, pentru că nu poți șterge la acuarelă. Și atunci albul trebuie lăsat de la început. Să aibă... Cu tonurile închise, albul e mare. Da. Și atunci trebuie să ți le, să păstrezi locul. Există, abar n-am, acum devine rutină cu timpul modul de lucru. Pentru că lucrând mult, deja știi să, de unde să, să apuci lucrarea, să zicem așa. Da, deci iată, mă uit la florile acelea și mă gândesc la doamna Hrăzăucescu. Florile și totuși să se da, ce să vă spun? Da, deci mulți acuareliști fac flori. Cum se identifică Corneliu Drăgan în această mulțime de buchete? Ce să vă spun? Eu nu sunt musai un colorist, dar de multe ori atunci când mă satur de griuri, apare o revoltă din asta și zici, hai să băgăm puțină culoare. Și atunci apar florile, de regulă. Atunci când vreau să mă joc cu mai multă culoare. Și cam așa apar. Da, tocmai, sunt foarte frumoase. Deci, da, interesante fracturile astea. Da. Compoziția asta, așa, nu astea liniștite și se simte niște flori periculoase. Acum, în acuarelă, ca în orice tehnică de pictură, sunt multe moduri de a lucra. Sunt acuareliști care lucrează, udă hârtia, o îmbibă și pe urmă apar difuziile. Eu, spre exemplu, lucrez foarte mult cu fionul. Îmi dau niște fonduri, le combin, după care, în momentul în care vreau să stopez evoluția lucrării, pun repede fionul, o stopez, după care, da, după care vin, stropez din nou ca să apară, să poată apare combinațiile, revin și iar stropesc și iar adaug și atunci eu am mai multe etape. Dar la o lucrare, de regulă, cam 3-4 scări folosesc. Vă insist pe detaliile și tu vă tot întreb despre detaliile astea tehnice, pentru că am un fix pe care l-am discutat cu mulți oameni și mai ales comentatori ai artei. Istoria picturii, din punctul meu de vedere, este o istorie a limbajului și a tehnicii. Pentru că este o istorie paralelă a imaginii. Da. Povestea cu imaginea, cu asta, e ok, e un alt plan. Dar, practic, arta
plastică, despre asta vorbim, e un limbaj. Și istoria ei este istoria tehnicilor. Da, acum, legat de tehnică, fiecare poate a învățat de undeva, sigur, sau poate a descoperit. Descoperă el. Știm în istorie carnețelele secrete, cu rețete. Aveți un carnețel din ăsta? Dar eu am foarte multe culori de autor. Adică anumite culori, îmi cumpăr pigmenți, gumă arabică cu miere, cu glicerină și îmi fac anumite culori pe care, mai ales culorile care le folosesc foarte des sau anumite, cum să spun eu, fac o combinație de 3-4 culori. În momentul în care o folosesc, deja apar alte culori, da? O mai combin cu ceva și atunci, în loc de 2-3 culori, eu am o combinație de 3 mare, plus 3, 6, plus ce mai adaug, lucru care ar fi destul de greu de, da, de obținut. Culori de agat. Da, cu, la, exact, la culorile de agat. Deci eu mă nu tot timpul și nu neapărat în tabere putem să venim cu tot. Dar am venit cu câteva borcanele care sunt vopsele de autor ale mele. Bună ziua, doamna Lucia Juncu. Bine ați venit la tabără. Bună ziua, bucuroasă v-am găsit. Prima dată veniți? La Piatra Neamț, da, prima oară. Și cum vă simțiți aici? Perfect, mă simt foarte frumos aici, locuri nemaipomenite de frumoase și oameni la fel. Frumoase și favorabile lucrărilor? Da. Lucrărilor? Pentru că reușiți să terminați? A, fără discuție, sigur că da, fără discuție. Păi la un subiect se poate de lucra îndelung și după ce pleci din tabără, adică... La acuarelă nu trebuie terminat cât mai repede? Da, la plenier, asta și este plăcere cea mai mare, că mergem și pictăm de natură, adică după subiect, asta și... Pentru asta și se concep, de fapt, taberele de creație pentru a picta la plener. Schimburi de experiență? Și pentru schimburi indiscutabile, da, dar cu colegii mereu ne vizităm online, dacă nu... Nu-i tot una. Nu-i tot același lucru, dar în orice caz urmărim cine și ce face, adică ne interesăm unul de altul, nu suntem chiar așa, am închis ușa și nu... Vă cunoșteați înainte? Ne cunoaștem că cu Teodor Buzu am învățat chiar într-o școală. Sunteți amândoi din Basarabia, nu? Suntem amândoi din Basarabia, se vede liber, mai ales. Da, pentru eu știu că avem câțiva pictori în Piatra Neamț și am cunoscut și alții din, veniți din Basarabia în România sau veniți doar cu expoziții, că e o tradiție în arte, în toate artele, dar și în arta vizuală, arta plastică, destul de veche și de solidă în Basarabia. Mulțumim frumos, dar într-adevăr încă este o școală bună acolo, da. Sigur că nu ne întoarcem la Uniunea Sovietică, dar niște lucruri care s-au făcut în școala veche rusească, hai să-i spunem, nu sovietică neapărat. Eu am avut pe profesor chiar pe Igor Vieru. Nu era chiar rus. Nu era rus, nu, zonă, mă refer de geografic, geopolitic. Da, da. Am avut profesori foarte buni. La noi, noi a fost promoția care a avut pe Igor Vieru și pe Eleonora Romanescu. Vreau să vă întreb dacă acuarela e un început sau ați ajuns la ea după ulei cu ce ați început? Nu, nu. Școala clasică era obligatoriu 4 ani de acuarelă. Deci de la 12 ani, obligatoriu. Eu am făcut școala Igor Vieru, că după ce am terminat noi școala, a fost în numele lui, au
i-au dat numele lui Gorvieru. Și școala clasică era obligatoriu 4 ani de acuarelă. Și numai după 4 ani făceam ulei. Și la acuarelă am revenit recent, 5 ani în urmă, de aia că eu m-am făcut profesoară la Pitești, la școala de arte și meserii, și am un grup mare de copii și îi pregătesc să fie acuareliști. Și sunt, da, nemaipomenit de talentați și frumoși și m-am îndrăgostit de ei. Cu uleiul mai continuați, ba, paralel? Da, chiar absolut nu renunț de la una la alta, trec cu maximă ușurință și mi-e foarte lejer, de exemplu, dacă eu săptămâna asta nu am chef să fac ulei, nu pierd timpul și fac mereu crochiuri. Dacă am o pasă, o durere, o stare mea nu foarte bună, atunci mi-e foarte ușor să mă descarc în acuarelă. Ulei mai sensibil. E, da, și chiar te ajută să depășești unele... Alegeți tehnica în funcție de starea, da, exact, pe care... Mai des ea mă alege decât eu o aleg. Așa, da. Depinde de starea, da, în care sunt. Da, depinde de starea în care sunt. Mă simt bine. Fac și pastel de altfel, dar ultimul timp mai puțin. Am avut o perioadă lungă. Haideți să ne uităm puțin la ce ați lucrat aici. Aici am lucrat... Am fost la plenier, am fost la râu și am găsit râul învolburat și astea sunt crochiuri de maxim 10 minute. Așa. Era o ploaie mare. Da. Dar a fost așa, o ploaie și soare și iarăși soare, o ploaie și iarăși soare. A ținut cu noi timpul într-un fel. Și astea sunt lucrări care am venit cu ele. Da. Să ne uităm la portretele astea, pentru că l-am văzut la domnul Drăgan portrete. Da. Sunt, cum lucrați portretul în acuarelă? Pentru că peisajul e, în fine, o imagine apropiată acuarelei, tradițional. Portretul e mai dificil, presupun. Trebuie lucrat cu mare viteză, să nu se usuce. Eu nu folosesc creion de fel. Adică le fac din prima, din tușă. Nu pregătesc... Nu. Le... Cu modelul în față, câteodată nu am norocul ăsta și mai încerc și așa după poză care o printez, dar este mult mai complicat, fiindcă caracterul omului e mai simplu să-l aduci pe foaie dacă îl vezi în față. Îl simți că altfel. Simți, da, în fotografie este mincinoasă, te încurcă și... Deși mulți în ulei mai ales folosesc fotografie. Da, păi și eu mai folosesc, de exemplu, când... Dar este foarte greu, de exemplu, să faci după poză dacă nici n-ai cunoscut omul ăla. Desigur nu-ți iese. Nu l-ai simțit, nu știi caracterul, nu nimic. Mai ales copiii, dacă tu nu-l vezi, n-ai cum să... Nu ai cum, pur și simplu, de aia că... Cel mai important la copii este caracterul, este felul lui de a fi, este... Și dacă nu ai contact cu... După Piatra Neamț mai aveți vreo tabără? Mai am o tabără, dar o să fie la mare, dar vă jur asta că... Asta am vrut să vă întreb, cum e cu muntele și cum e cu marea, că aici e munte. O să fie în august, eu nu prea mult timp am să umblu în tabere din moment ce sunt angajată, dar le-am împărțit așa, în două mai tabere vacanță. Anul ăsta. Nu, că nu e chiar vacanță de la... Noi, profesorii, trebuie să mergem la școală chiar mai dacă e. Copiii sunt în vacanță. Și atunci am programat pe anul ăsta numai două.
aici și la mare. O să merg în august. Da, mare e o ofertă de culoare și da, de aer și vibrație. Da. Și da, acolo o să fac și ulei, fiindcă nu este tabără numai de acuarelă. Este în ce tehnică dorești, dar ei își doresc să facem și ulei. Nu știați pe Iulia Hălăucescu înainte de a veni aici? Nu, din păcate. Ați văzut muzeul? Am descoperit-o, da. E de asta tabăra se numește, așa da, fiind în tabără. Este nemaipomenit muzeul. Ea a început cu ulei. A fost o pictoriță în ulei formidabilă. Da. De aia sunt foarte scumpe acum. Ea a oprit uleiul brusc și s-a fixat în acuarelă. Și acuarele au cam multă lume are acuarele. Uleiuri nu sunt la muzeu, sunt mai are pe acasă și așa pici pe acolo câte un prieten. Am rămas foarte, foarte impresionată, cu toate că nu pot să zic că am descoperit-o aici. Adică am văzut albume, da, chestii, dar pe viu așa, pe viu așa nu am văzut. Domnule Teodor Buzu, spuneți-mi, de când sunteți în Cehia? În Cehoslovacia, dacă vreau. Cehia de vreo 30 de ani. Fost la Cehoslovacia și după aia Cehia. Da, așa este. Cum ați ajuns acolo? Cu trenul. Nu, cu prejurarea. Soția este cehă. Și am mers la familie. Din simplă cauză. Unde? Unde, în Cehia? Cehia de Sud, din simpla cauză că n-am fost în stare să fac condiții de trai în Basarabia și am ales o cale mai grea, dar în sfârșit am înțeles că am găsit o țară care mi-a dat posibilitățile să mă realizez. Ceea ce pentru un artist este foarte important. Se poate trăi în Cehia din artă? Se poate trăi în Cehia ca artist din artă, dar nu trăiești așa cum socot alții, dar nu mor de foame. Fiindcă arta este o cale anevoioasă, dar te îmbogățește spiritual, și câteodată și financiar. Da, eu mă gândesc la piața de art. Dacă nu există piață, nu sunt bani. Piața ține de educație. Nivelul de educație vizuală în cazul nostru, dar în general în Cehia este mai ridicat decât în Basarabia, nu știu, cred că și față de România. Și în sensul ăsta se poate trăi. Da, da. Piața cere art. Nu există țări mai bune sau mai rele pentru emigrație, dar sunt țări care vibrațiile tale corespund cu cele. Asta ca stare de spirit, mă refeream acum la viața de artist. Viața de artist, eu mai și predau la școala de arte și este o combinație foarte reușită de integrare prin educație copiilor în spiritul românesc și părinții au avut încredere în mine, lucru mare. Și prin spectrul școlar am găsit și piața de care vorbesc dumneavoastră. S-au învățat cehii să vină la mine la atelier și să cumpere. Aveți un atelier deschis, ca să zicem. Da, ușile deschise la atelierul meu sunt mereu deschise.
Eu am o slăbiciune, ca să fac o paranteză pentru Cehia, pentru că prima mea ieșire din România prin 70 ceva în comunism, că nu se putea atinge vestul, a fost la Praga. Și este un centru colosal, da, un centru cultural. Și după aceea, mai târziu, când am început să mă ocup de Brauner, a fost, mi-a spus că ați văzut acum o expoziție acolo, dar a fost una în 48, o parte din expoziția, mare expoziție internațională suprarealistă de la Paris, făcută de Breton, 47, o parte din ea a fost dusă la Praga atunci și Brauner a făcut afișul. Numai că el n-a ajuns, fiindcă nu putea să mai stea în Franța, că îl vânau ăștia, n-aveau actele în regulă, și s-a refugiat în Elveția. Dar 6 lucrări plus afișul au ajuns la Praga. Foarte interesant. Eu am ajuns la Praga... Ocupându-mă eu de Brauner, pentru că e nemțean de-al meu. Am ajuns să aduc Miorița, am ilustrat Miorița la Praga, l-am ilustrat pe Eminescu, pe Paul Goma. Deci spațiul ceh și s-a românizat puțin. Asimilat. Bun, da. Arta e universală. Numai că nu știe, cum să spun, e un om care nu știe spatele sau umărul sau nu se uită. Arta e peste, e universală, dar nu toată lumea percepe tot universul ei. Un artist este ca un firicel de iarbă, ca un copac. Dacă îi dai soare și apă la timp, crește. Am avut norocul să primesc... Soarele l-am adus cu mine, dar apa mi-au dat cehii. Deci totul depinde de noi. Acolo am înțeles că viața e alinte pe cei care doresc, nu pe cei care pot. Da, din păcate se întâmplă așa. Acum, haideți să vorbim despre acuarelă. E frumos tot ce îmi spuneți despre viața noastră și cred că mai sunt multe de spus. Să vorbim despre acuarela pe care o lucrați. Haideți să mergem la lucrările făcute aici, la Straja. De-abia sunt la început, că am venit mai târziu decât ceilalți, fiindcă sunt și amore la școala de arte. Acuarela pentru mine este o doamnă fără pălărie, o doamnă capricioasă, care nu-i primește pe fiecare. Trebuie să fii... O provocare. O provocare, trebuie să fii umil, gol și trebuie să fii foarte sincer. Da. Și acuarela, eu mă strădui să renască tehnica acuarelei ca o posibilitate de exprimare separată, care cu timpul s-a pierdut. Deci acuarela nu ca o contribuție la grafică, la desen, pregătitoare, da, dar ajutorare. O acuarela ca o tehnică separată, individuală, pentru exprimare. Adică să faci cu acuarela o lucrare, un tablou, o exprimare. Autonom. Da. Trebuie să stea singur în picioare. Așa este. O să vedeți în ultimul meu album lucrări mari, de 1,70 m. Prea repede, sigur, deci este... o prezentare mai specială. Deci asta este o problemă la acuarelă. În general, se lucrează pe suprafețe mici. Eu fac lucrări mari. Cum reușiți? Vorba de viteză aici, de uscat, cum se usucă, nu? De siguranță și de pricepere. Timpul pe care îl dă hârtia și umezeala și... Acuarela este regina picturii. În acuarelă nu poți să te ascunzi. Și nu poți să minți. Nu poți să minți. Acolo se vede cine ești. Și deci te impune să fii sincer, ceea ce este un moment foarte important pentru oricare artist. O probă. O probă și un examen, un exercițiu mare. Sunt fericit că sunt invitat și aici putem să comparăm, să vedem cine ești și ce face. Așa este. Dar spuneți-mi, uleiul totuși nu l încercați? Să l-ați încercat? Da. Lucrați și în ulei. Lucrez în ulei, pânze mari, dar în dependență de situație. Cum vine primăvara, se începe acuarela. Acuarela este
o tehnică de respiro, de spațiu, de soare, de vacanță. Pe când vine iarna, suprapui cu ulei, cu pânză, cu și în dependență de ceea ce vrei să faci, te alege pe tine și tehnica. Acurela mă alege că și acum s-a început perioada acurelei, până în toamnă, până în iarnă. Mai fac și pictură pe mătasă, care este o trecere de la acurelă spre alt material. Da, și aici se vede cine ești. Spuneți-mi, eu am înțeles, plecând de la un detaliu, cum construiți după aceea compoziția, dar așa de la distanță și fără să te uiți atent, pare că e abstract ce faceți dumneavoastră. Există abstract în acuarelă? Acuarela însăși este abstractă, fiindcă te impune să nu copii natura, dar să o transferi în viziunea ta. Deci mă strădui să găsesc... Să-i atingi esența. Esența, să găsesc spiritul locului. Și acuarela este o tehnică care mă ajută. Deci să găsesc nu partea vizuală la prima vedere a spațiului, a situației, dar partea a doua care este închisă pentru ochiul liber, este ascunsă și se deschide numai atunci când te găsești în undele celea dumnezeiești a locului. Deci cineva care se uită de aici, din straja, la o acuarelă de-a noastră, nu o să recunoască un loc anume, dar o să își amintească de atmosfera unei zile de iulie, tocmai, între ploaie și soare la straj. Și sper că după viziunea lucrării mele o să recunoască locurile de aici și o să vadă cu alt ochi. O să simtă. Da. Deci, natura, spațiu, situația cu ochii care mă vrea acuarela mea. Și asta e o problemă, că se pare că există niște prejudecăți care circulă în jurul tehnicilor și multora le este greu să distingă autori de acuarele. Deci, acuarele, da, cine face? Și dă o listă. Deci, ca să te identifici tu ca autor în mulțimea de acuareliști, să ai o marcă acolo, e o problemă asta? Particip anual la diferite expoziții de acuarele, la Bienala de acuarele, Trienala de acuarele, am și premii, succese cu acuarele, fiindcă este un moment unic în felul de exprimare și vin oaspeții în atelierul meu și în ultimul timp doresc să vadă acuarela. Este un lucru mare și eu sper că după tabăra asta se vor înmulți iubitorii de artă prin spectrul acuarelei. Ați sugerat o altă întrebare. Se poate face acuarelă legată de un loc, cum e aici, straja, din amintire? Și nu la fața locului? Bineînțeles, locului. Fiindcă aici de-abia începutul. Noi ne documentăm aici și de-abia plecând de aici vom începe. Acolo imaginea. Tocmai așa. Este foarte important pentru mine să vin la o tabără de creație și voi trăi încă un an de zile cu locul. Ce-ați încărcat? Așa este, ca o albină. Mă întorc ca o albină. Este un lucru extraordinar. Domnul Valeriu Jabinski, bine ați venit la straja Neamț. Bine m-am găsit. În tabără, da, dar am mai trecut de multe ori că am circulat pe traseul ăsta. Dacă ați trecut până să ajungeți în tabără, ați lucrat ceva cu imagini culese în trecerea prin... Nu, de aici nu, am fost în câteva tabere creați, am fost la Reieșeni, la Sovata, am fost și zona cea mai mult.
Aici pentru prima dată așa m-am documentat, mai e o zonă fantastică, pur și simplu. Tocmai, de-aia vă întreb, chiar dacă ați trecut și n-ați lucrat, dar după aceea, acasă, poate păi, dar știți, ceva în minte. Nu, pe timpul rămâne, fiindcă eu îmi plac, tare mult îmi plac căpițele care sunt în zona aceasta de căpițele de fân. Și rămân așa în memorie. Adică am foarte multe lucrări care s-au făcut după memorie. Eu, în principiu, acorelă nu copii din natură. Adică nu văd locul, poate îmi fac niște schiți și chiar dacă o poză ceva, nu copii poză. Pur și simplu mă uit și mi-aduc aminte. Eu acorelă numesc steri, practic. Și nu da denumiri la lucrări. Nu. Și ulei? Da, eu, materialul meu de bază e uleiul. Eu sunt pictez în ulei ca atare, acorela e un ritm, așa, e un relax. Eu spun că acorela, mă relaxez și mă odihnesc după ulei. Asta e, când obosesc de ulei, trec la acorela. Aici am tapă lucrez și ziua. În principiu, la atelier lucrez practic numai seara sau noaptea lucrez acorela. Da, da. Și nu vă deranjează întunericul? Am atelierul e foarte bine luminat, cu lumini reci, calde, adică eu combin luminile și dacă lucrez numai pe ud, practic, începând lucrarea la aceeași lumină, o finisez la aceeași lumină, nu schimbă. Dar asta nu înseamnă că nu lucrez și ziua, lucrez și ziua, sigur că... Nu. E... Văd că atacați suprafețe mari. Știți, eu în principiu lucrez și mic, dar în ultimul timp așa, m-am axat pe mari. De obicei, intră în lucrare, începe lucrări mai mici, dar acum așa am mers. Am început la coli mari. Așa mai venit, da, nu... Venit. Nu... Deci eu nu trebuie să caut aici neapărat un loc din strajă, ci atmosfera din strajă, da, lumina ieri am fost la Bicaz acolo și mi-a rămas așa de bine stâncele cele adori când treci. Era una umbră și una lumină și acum am venit și zic, băi, ce să fac? Nici nu m-am gândit, adică am mers așa deodată din sperație din locul ăsta așa și asta e la moment aici ce am făcut în principiu. Am înțeles. Mai mergeți vara asta în Bretagne? Da, voi merge acum la începutul august, merg la Vâlcea, la Călimanești și e mai programată una de acorelă la Cozia. Da. Gigi Dican organizează acolo și de ce voi pleca. Deja sunt programate. În restul anului sunteți în vacanță, lucrați sau trăiți din artă? Cum? Nu, trăiesc din artă. În principiu predau la Academie de Arte, sunt profesor acolo și da, lucrez, particip la expoziții, da, duc un mod de viață activ de pictor. Da. M-a interesat cum trăiește artistul. Păi, din salariu nu prea. Din salariu? Vă ne spun invers, nu pot trăi din piață și am nevoie. Nu. Salariul e o chestie așa, noi mai facem banguri, că e un interes sportiv așa la facultate, că stăm acolo, dar cum eu spun că cineva m-a ajutat pe mine să mă formez și dau și eu datoria mea așa față de studenți acum care i-am. Că deja 24 de ani predau la facultate și ca știu bine ce e. Și studenții ăștia pe care îi aveți mulți și care rămân artiști, pentru că alții nu pot să mai... Da, sunt termeni care nu sunt artiști. Nu da, mai, da. În fine. Optează mulți pentru acoarelă sau... Mai mult pentru ulei. În principiu, noi, materialul nostru bază e ulei. Adică eu pictez la... pe tradu la Catedra Pictură. Dar ce fac studenții? La ulei, noi suntem axați pe ulei. Cei de la grafică, cei sunt axați pe grafic. Dar acorela mie îmi place, fiindcă a rămas din copilărie. Da, în Basarabia, îmi place, pur și simplu. Artiști ăștia, absolvenți de academie, după aia, când termină academia, se orientează mai mult pe ulei sau mai mult pe acorela? Mai mult spre ulei, mai mult spre ulei. E mai bună piața pentru ulei, probabil. Nu, spun bună. Nu, sunt diversi. Acei care au absolvit grafica, de obicei, sunt axați pe acorelă mai mult, care absolvesc grafica. E materialul lor de bază. Artistic, sau încarci artistic. Noi la pictură, materialul, adică este ulei. Eu mai predau și la pictură murală, adică am deschis secția aceasta de pictură murală în 2002. M-am întors la Brera, la Academia de Arte și am inițiat secția aceea de pictură murală și adică studiază și fresca și mozaicul și vitraliu și eu lucrez mai divers așa, sunt mai multe tehnici și sculptură fac. Când faceți ulei,
folosiți acuarela în pregătire? Nu, nu. Eu, uleiul este aparte, acuarela e aparte. Adică nu. E o tehnică pentru unii pregătitoare a uleiului. Da, dar nu văd. Pentru mine nu e cazul pentru mine. Adică, e autonom? Acuarela, eu în principiu așa mi-am făcut un fel de... Mi-am... tot procesul creativ ca la mine, când fac ulei, fac acuarelă, obosesc de ulei, trec la acuarelă, trec la temperă, mai fac sculptură, revin iar înapoi. Acuarela lucrez la schiț, la studii. Adică eu lucrez foarte mult pe acuarelă ca atare. Practic zilnic, practic acuarela, dar totuși uleiul este materialul de bază, în principiu. În 2019 am fost într-o tabără de creație în Curgan, tocmai după Siberia, acolo, după Ural. M-au invitat rușii și... A fost o tabără de două săptămâni, a fost 24 de artiști ruși, o doamnă din Belarusia, din Moscova, doi din Kazahstan și restul erau din zona aceea, Siberiei. A fost o tabără fantastică, așa, adică, și 24 de picturi care erau toți diferiți, toți făceau acorelă și toți diferiți. Aici ai farme cu acorele, știți că te gândi hârtie, acorelă și apă, atât, da, pensule, da, pare simplu. Dar atât de diversă era în tratarea, cum a fi aceiași acuarele pe aceiași hârtie, și au făcut un lucru foarte bun, într-un fel așa, destul de interesant, că când am stat noi 24 de pictori, s-o promit că 12 zile a fost câte un masterclass, doi artiști, unul făcea prima jumătate zi în oraș, în for public era, și unul după masă. Și vineau spectatori, copii, lume chiar... A fost așa un moment foarte interesant. Și te uitai că cum lucrează fiecare în parte, fiindcă te gândi parcă același lucru, parcă faci acuarelă pe ud, dar atâtea limbaje plastice în tehnica aceasta, gândi simplu, dar e fantastic. Mie, orice caz, îmi place de asta și fac acuarelă în permanență. Că, în general, acuarelă nu se face decât de plăcere, nu? Obligat nu-ți iese nimic. Nu iese. Dă-i fineță, în orice caz, eu tot timpul spun că de ce pictez acuarelă, ce m-am întrebat, fiindcă eu totuși visez că îmi pictez o biserică așa, în frescă, pură frescă. Și de ce? Asta îmi menține forma pentru frescă, în orice caz. Eu de asta și spun așa, că mai face un fel de antrenament așa pentru... Da, vreau să îmi întoarcem puțin la Academie, că am o întrebare, pentru că am cunoscut niște pictori din Moldova. Unii sunt și așezați aici, Arcadi Răileanu. Da, cum este? Cât mai în școala de artă de astăzi, din Republica Moldova, cât mai rezistă din vechea școală, hai să nu spunem, sovietică, rusească? Sovietică, da, rusească, da, în principiu. Da, noi practic... În pofida comunismului a existat o tradiție a artelor. Noi practic mergem după aceleași programe. Și Arcadiu, am spus, am învățat foarte mult. Noi practic mergem după aceleași programe, practic după programele Academiei de la Sankt Petersburg, care a fost, la noi facultatea aceasta deschisă destul de tânără, în principiu, din 84, s-au comasat programele la Sankt Petersburg și din Estonia, din Tallinn. A fost o sinteză așa de mai multe școli. Practic în Chișinău a venit când s-a format Academia aceasta, au venit absolvenții din Kiev, Moscova, Sankt Petersburg, Tallinn, Estonia, Riga, și s-a făcut așa o sinteză destul de interesantă, practic, și e bazată pe ateliere. Adică noi, eu e o grupă și o scot până absolvește. Un paradox, mi se pare un paradox. Comunism, în fine, teme impuse, teze, știm. Da. Tehnică însă. Tehnică era, da. Noi, era un loc foarte serios. Noi și acum avem, ca să înțelegeți, avem 12 ore de desen pe săptămână, 12 ore de pictură, 8 ore la compoziție, la cromatologie, bază de compoziție, că se face școală serioasă, adică desen, da, cu modele, cu capuri, model nud, cu... după toate criteriile absolut. Adică noi, da, eu socot că e o școală foarte serioasă. Păi tocmai, de asta de-aia întreb, că știam. Eu socot că era și mai este încă. Noi care am fost absolvenții, ca aceiași instituții, am fost a treia promoție la pictură și la Chișinău și credeți-mă, mie e indiferent în ce academie mă duc, în ce țară a lumii. Că la Sankt Petersburg... Dacă e serioasă, nu contează ce în jur, politic sau ce... Foarte mulți absolvenți la noi sunt pictori buni, la cel mai înalt nivel, adică de colegi. Am văzut la Iași niște expoziții am avut și aici la Muzeul de Artă, la Piatra. Până ce se face studii. Păi
se face. Mai încearcă și la minister cumva să mai reducă din ore, dar noi le luptăm cu ei așa. Noi suntem mese reforme, toate distrugerile astea. Încearcă a fost, pe timpuri a fost un ministru a culturii și el, păi să încercăm să facem reforme. Domn ministru, dumneavoastră... Reformele au distrus. Da, zic, cum vă închipuiți reforme? Ce pun? Băgăm chipuri în vieși la studenți? Cum a fost, ăștia 14 ani de studiu pe profil, care noi atât avem câte 14 ani de studiu, adică de 4 ani școală pictură, 4 ani colegiu sau liceu de artă și 6 ani facultate. Noi am făcut 6 ani facultate la Academie. Adică. Acum se face 5 ani jumate, practic, pe semnul de Bologna. Noi am primul ciclu 4 ani și a doilea ciclu masteratul 1 an jumate, dar în principiu se face, se lucrează. Până ce e bine. Până ce e bine. Vedem ceva. Sperăm că durează binele astea, rezistă, da, la... sperăm că vom rezista noi, că nu, vă spun că ei încearcă, cum se încearcă, noi ne opunem, cât mai avem forță, dar vedem cum. Timpul va arăta. Deci, de asta dată, nu mai ești la costum, nu mai ești cu șevaletul lângă tine, ești într-un atelier. Deci tabăra din anul ăsta e cu totul alt format. Mie mi se pare mai interesant. Cum ți-a venit ideea asta? Da, e o adaptare a noastră la condițiile de fapt. Practic, întotdeauna artiștii au vrut să lucreze și au vrut să lucreze chiar de la început, ceea ce am și făcut noi. Au preferat unii să aibă ateliere personale, să aibă lucru în fiecare spațiu al lui și așa mai departe, dar de data asta s-a întâlnit o lume foarte, foarte diversă și foarte sintetică în același timp, având în vedere că oaspeții noștri din anul ăsta se cunosc de mult și cu majoritatea noi am interfațat cu ani înainte și a fost spiritul ăsta care a legat imediat când am început să lucrăm aici, în spațiul ăsta, s-a concretizat ideea să lucrăm împreună. Asta între voi. Da, dar eu mă refer acum la deschiderea pentru public. Deci nu trebuie să vină să vadă o expoziție, trebuie să vină să vadă omul, artistul la lucru. Da, dacă vreți. Adică asta mi se pare interesant. Da, a fost și data trecută. Ca ateliere deschise. Lucrând noi, da, lucrând fiecare într-un atelier personal și păstrând așa o idee de intimitate, să zic, nu aveai acces decât dacă te duceai peste artist. Da. Într-adevăr, aici pe e... Da, aici e un pas înainte, într-un anumit sens, că publicul poate interfața direct cu artistul, numai este și o lecție în aer liber de lucru. Și am avut și un copil cu noi, poate data viitoare o să fie mai mulți. Prima dată am avut mulți copii care au lucrat, au văzut cum se lucrează și au lucrat cu noi. Sigur că mergem spre deschiderea atelierului, deși condițiile de vreme pentru un asemenea atelier nu sunt cele mai favorabile. Bun, anul ăsta s-a întâmplat să da, fie așa. Da. Meteo. Exact. Dar spune-mi, tu, ca artist, în ipostaza de organizator, ai avut timp să lucrezi ceva? Păi, ca să zic așa, cred că am lucrat cel mai puțin dintre toți. Păi, asta mă gândeam, când ai mai lucrat. Având în vedere că... Sigur că sunt niște cerințe legate de a fi implicat în postura asta de organizator. Du-te, vino în oraș, da, mai aici. Da, până am adunat artiștii, i-am luat de pe drum, care pe unde venea. Da, problemele. Da, asta este de organizare, așa. Și da, asta sigur s-a mâncat că, timpul. Da, au mâncat, într-adevăr, foarte mult timp, dar bucuria foarte mare este aceea că cei care au venit în ediția aceasta îți lărgesc universul acesta de creație al acuarelei. Mă gândesc la faptul că colecția de acuarelă va fi... Colecția fundației. Și a fundației, da, și cea a primăriei, da, vor fi foarte bine reprezentate cu maestrii noi și foarte interesanți. E grupa de oameni care au venit, artiști care au venit acum, este
mai mult decât interesantă. Sunt oameni din foarte multe direcții geografice veniți și cu școli profunde și din altă structură decât cele românești. Și interferențe culturale. Exact. Eu am văzut că ai trei basarabene aici. Da, da. Dar da, unul e din Praga și interferează cu cultura cehă. Nu sunt trei basarabeni din București. Deci nu. Da, da. Așa. Sunt acolo și unul lei, dar lucrează acoarele aici doar. Da. Este pe ulei specializat. Da, da, ei au o extindere de spațiu, cum ai spus, de interferență foarte mare. Deci, de la școlile și de la cultura artistică cehă, au avut contacte cu cultura lituaniană și estoniană, așa, și cu școlile, da, și cu școlile de bază care le-au făcut în Basarabia, Bașca, contactele care le-au avut cu Rusia și cu școlile rusești, deci creează un bagaj extraordinar de cultură plastică. Ceea ce se și vede din ce fac. Adică e o tabără cu totul interesantă. Da. Deși nu pare foarte internațională, dar arta e universală oricum. Da, adică să zicem așa, ne-am întâlnit niște români din diverse părți, dar nu e chiar așa. Dar ești pe fază în felul ăsta, pentru că oricum se vorbește acum de globalism și de progresism și de lucruri din astea, vrând nevrând, fără intenție, iată că se mișcă lumea în jur. Deci, dacă nu te miști tu, se mișcă lumea. Se mișcă lumea, adică vine spre epicentrul tău, până la urmă. O observație așa scurtă este că într-o discuție artistică, acum vreo 10 ani, în care ne-am întâlnit tot așa români din multe părți veniți, s-a constatat că se discuta foarte mult. Eram într-un spațiu germanic, în Austria, vorbeam în limba germană, erau și câțiva moldoveni, erau și câțiva georgieni, așa, și români. Români chiar numai vorbitori de franceză, nu vorbeau altă limbă, nimic. Și la un moment dat, gazda noastră observă cu stupefacție, gazda fiind lituaniancă, a observat că foarte ușor ea poate vorbi cu toți. Că vorbea ban germană, ban rusă, știi, nu era nicio problemă. Dar a constatat că două persoane vorbeau și nu înțelegea cum se înțeleg ăștia. Ei vorbeau română. pentru că unul dintre ei era un neoș de ai noștri și care vorbea numai francez, așa s-a întâmplat, iar cel care era considerat ceh era de fapt Teodor Buzu, care vorbea bine românește. Și a rămas cu stupefacția pe buze. Și am spus, vezi, româna este cel puțin a treia limbă vorbită. Nu? Zic, cel puțin. Hai să ne uităm puțin pe ce ai făcut, totuși, că la fiecare am coborât ochii pe lucrări. Asta e de aici? Asta e făcut este, acum? Da, astea toate sunt de aici. Tot ce e pe masă e de aici. Cele din spate sunt făcute în edițiile anterioare. Căsuțele de aici sunt chiar un peisaj din Straja. Așa, celelalte sunt din Tarcău, astea mici. Sunt din Tarcău și sunt făcute în plein air. Deci ne-am deplasat acolo și le-am lucrat acolo. Da, așa. Da. Asta e tot din... Îți păstrezi maniera. Încerc să... Constructivistul. Nu, da? Zice, încerc... Cât mă străduiesc să-mi îmbunătățesc. Asta pentru că asta e lucru frumos și plăcut și în tabere. Lucrare toată lumea așa. Mai ales când ai contacte cu... Te stimulează. O cultură atât de diversă, cum este cea de față, ai mereu de învățat ceva, ceea ce este extraordinar. Bun, deci până la urmă e obositor pentru organizator, e obositor, dar e și profitabil. Este foarte profitabil pentru mai mult pentru ideea în care noi am făcut acest lucru, adică să lăsăm acestei comunități un
bagaj plastic divers și, și pe limba jocoarelui. Sper că doamna Iulia Hăleucescu simte lucrul ăsta. Aș vrea să... De unde este de multe ea ori acum? O menționăm, de multe ori vorbim de ea. Ei au fost acum colegii toți la în vizită la muzeu, au fost foarte încântați. Au descoperit originalitatea persoanei, așa. Dar lucrul cel mai important este care îl pregătim, că pregătim un lucru care va fi de, de mare importanță, este acela că, punând la oaltă cele două colecții, colecția primăriei și a fundației, avem spațiu rezervat la anul pentru Muzeul de Artă din Piatra Neamță. Deci vom prezenta acest rezultat... La a patra ediție. La a patra ediție. Vom încercăm să facem un, un regal de acuarelă din, din lucrurile acesta, într-o tot idee în pornită... doamnei Hăleucescu. Bineînțeles. E patroana. Sigur că da, ea e patroana și ea ne-a adunat până la urmă. Da. Dar ce este interesant este faptul că această idee s-a coagulat de aici, din Moldova. Pentru că mai sunt câteva inițiative care încearcă să facă niște coagulări din alte zone. Și a apărut un, o asociație a acuareliștilor români și așa mai departe. Bun, astea cu asociațiile, da, cu chestii tehnici, birocratice, nu știu, problema e ce se lucrează, cum se lucrează. E, noi am și aici vorbit la voi, asta, de asta zic, da, atelierul de data asta, da, te pune în fața procesului de, da, de creație. Și noi am mai vorbit despre lucrul în comun și lucrul pe, pe tema locală. E altceva să venim cu toții cu lucrări gata făcute de acasă. Da, sau... altă poveste. Ori în această variantă noi mereu vom progresa din ideea asta de lucru în comun, de schimb cultural, de chiar de tehnici noi, fiecare care abordează sau este influențat de tehnica celui din jur poate naște o tehnică personală evoluată. Chiar vorbeam cu doamna Dragan, da, apropo de dacă mai există sau nu secrete astăzi. Și există, el își face culori, da, într-un anumit fel, vechea tradiție, nu? Lucrează cu lucrări, culori de acată. Probleme tehnice, da, 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 da. Așa este, așa este. Să nu uităm că și Hodnog își facea culori singur. Da, apropo de Cehia, pentru că nu se găseau. Hodnog, da, a stat în Cehia la două ateliere, ani de zile și-a învățat. Ateliere și unul din ele a fost de acuarela. Da. Da, deci ca studii post-universitare. Da, da. Perfecționare. Exact. Bine. Mulțumesc, succes mai departe. Mulțumesc și eu foarte mult și sperăm să rămânem în această echipă să și continui, cu, da, cu cei care ne imortalizează și cu criticul și cu Dumnezeu. Și cu Dumnezeu, exact, care ne, ne sprijină.